Bună, dragilor! Eu sunt Ioana, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. După cum puteți vedea și în cadru, astăzi vom avea un unboxing de la Pink Panda. Au avut niște reduceri super, super faine pe site, așa că am profitat de ele și știți că sunt obsedată de produse de make-up, în special de palete de farduri de plioape. Și asta am și luat, așa că vă spun de la început, în cazul în care vă plictisește genul acesta de unboxing doar cu palete de farduri, doar asta am în această cutie, vă spun de la început, ca să știți cine nu vrea să se uite, să nu-și piardă câteva minuțele din viață degeaba, ca să zic așa. Iar cei care sunteți curioși să vedeți ce mi-am luat și să vedeți cum arată, poate vreți și voi să vi le comandați. Vă doresc vizionare plăcută. Cum vă spuneam, acesta este colețelul, toată comanda este a mea și a costat 172 de lei și 20 de bănuți, nu se vede foarte clar aici, dar voi arăta la final factura. Știți că eu arăt mereu factura și să începem, zic. Au avut niște super reduceri, chiar foarte faine și de ceva timp am ochit niște palete de la Revolution, bineînțeles. Cele din gama Makeup Obsession și acum au fost super, super reduse din punctul meu de vedere, așa că le-am luat. Aici am și factura, doar cât voi îndoi partea aceasta ca să nu se vadă adresa și le voi lua cum v-am obișnuit în ordinea de pe factură. Am să o dau puțin la o parte și să vedem. Wow, ele vin foarte bine protejate, după cum puteți vedea. Le voi scoate separat pe fiecare în parte și apoi le reluăm. Așa este mult, mult mai ușor. Știu, o să spuneți că am foarte multe, dar asta e slăbiciunea mea, ca să zic așa. Bineînțeles că am aici și un Summer Mystery Bag pe care abia aștept să-l deschidem și să vedem ce avem acolo. Bineînțeles că sunt foarte, foarte curioasă și de aceste paletuțe, mai ales că nu am avut până acum niciuna dintre ele, pe niciuna. Deci sunt foarte curioasă și foarte nerăbdătoare să le văd. Ok, cutia este goală, după cum puteți vedea. Și mă scuzați pentru voce, însă tot beau suc rece de la frigider, acum cu căldurile astea infernale și se pare că își face efect asupra mea. Ok, și să începem. Mi-am luat și un pix aici pentru a bifa. Știți că eu bifez mereu. Prima paletă ar fi Makeup Obsession in the Neon Jungle și ar fi aceasta. Sper că se vede bine la voi. Am ales să filmez cu blitz pentru a vedea exact culorile. Da, aceasta ar fi. Preț inițial ar fi fost de 61 de lei, însă a avut o reducere de 60%, iar eu am luat-o cu 24 de lei și 55 de bănuți. Și am să o bifez așa ca să știm că am văzut-o. Așa arată ambalajul, foarte drăguț. Foarte, foarte drăguț. Știți că eu sunt înnebunită după roz. Nu mai trebuie să vă spun. Așa. Vine într-o cutie identică cu ambalajul propriu zis. Deci, efectiv, este superbă. Este din carton, din acela. Aici are prezentate nuanțele și să vedem. Are și o oglindă pe care o voi acoperi așa. Și bineînțeles că are și folie, folie pe care aș vrea să o dau la o parte. Da, acestea sunt minunatele culori, nu știu cum să țin ca să se vadă cât mai bine la voi, deși v-am spus că filmez cu blitz. Are nuanțe atât mate cât și sidefate
și, bineînțeles, câteva nuanțe neon, cum îi spune și denumirea. Superbă, superbă paleta. Aceasta a fost In the Neon Jungle. Apoi, următoarea pe factură ar fi Love is My Drug. Să vedem. Și cred că e aceasta. Și aceasta are un ambalaj foarte drăguț. Observ că toate vin așa cu nuanțele fardurilor pe spate și sunt și numerotate. Ia să vedem. Identic este și ambalajul, propriu zis, la fel ca și cutia. Și aceasta presupun că are oglindă. Și acestea sunt nuanțele. O secundă să iau folia asta. Sper să nu îmi bag degețelele în farduri, pentru că mi-aș dori să le pozez înainte de a le încerca, așa că nu voi face swatch-uri. Și acestea sunt nuanțele, sunt nuanțe mai mult pământii, mai neutre, aș zice eu, care pot fi folosite zilnic, de ce nu? Sper că se vede bine. Eu încerc să întorc paletele pe toate părțile ca să vedeți exact nuanțele lor. Ok. Sper să nu fie un clip plictisitor pentru voi, însă am zis totuși să vă arăt. Aceasta a fost paleta Love is My Drug. Da, și v-am mișcat puțin. Îmi cer scuze, pe care o bifăm. Apoi, următoarea paletă ar fi Revolution Pro New Neutrals Passion și ar trebui să fie aceasta. Da, nu v-am zis prețul la cea de-a doua. Love is My Drug, la fel, costa preț inițial 61 de lei, tot așa a avut o reducere de 60% și am luat-o tot cu 24 de lei și 55 de bănuți. Acum suntem la cea de-a treia paletă, care este aceasta. Are așa un ambalaj animal print. Și să vedem, aceasta observ că vine sigilată. Ok. Așa. Ok, aici este puțină diferență de culoare, ca să zic așa. Dar nu e asta o problemă. Pe spatele ambalajului are la fel numerotate nuanțele. Și să vedem. Așa, pentru că și are o oglindă. Și să dau la o parte. Wow, deci este efectiv superbă. Observ că aceasta are și trei nuanțe de glitter, pe lângă cele sidefate și mate, mai include și glitter și sunt niște nuanțe foarte iubite și foarte apreciate de mine. Îmi plac culorile astea mai tari, deși, bineînțeles, nu se pot folosi zilnic și nu se pot purta chiar la orice ocazie, dar îmi place tot ce e roz și cam tot ce sclipește. Plus că îmi place și fundalul acesta, bineînțeles, vă dați seama. Ok. Așa. Aceasta a fost paleta New Neutral Passion, care a costat la preț întreg 71 de lei. Am luat-o cu o reducere de 67%, deci am dat pe ea 23 de lei și 57 de bănuți aici. Da? Se poate vedea. Îmi place să vă arăt așa pentru că, vă dați seama, nu mai rețin exact prețul inițial al fiecărui produs și prețul final, adică cât am dat eu pe ele. Și atunci prefer să urmărim de fiecare dată factura și vedem prețurile inițiale și prețurile finale. Plus că așa avem și o oarecare ordine, ca să zic așa. Următoarea paletă ar fi tot din gama Obsession, Be the Game Changer.
Și ar fi aceasta. Tot așa un ambalaj rozuliu. Foarte drăguță. Să vedem. Chiar am așteptat cu mare nerăbdare această comandă, pentru că am tot urmărit tutoriale pe YouTube cu aceste palete, nu neapărat nuanțele acestea, dar Gamma Obsession, și mereu am zis că mi-ar plăcea să am măcar vreo 5 din ele și cred că chiar 5 am luat din Gamma Obsession. Ok, aceasta ar fi paleta și aceasta are tonuri mai neutre, ca să zic așa, care ar merge purtate zi de zi, bineînțeles nu numai, dar pot fi purtate și zilnic. Aceasta observ că are mai mult tonuri mate. Foarte drăguță și aceasta. Ok, să o bifăm și pe ea ca văzută. Și să întoarcem foaia. Următoarea paletă este aceasta, Makeup Obsession Golden Honey. Uf, cred că nu v-am spus prețul. La, mereu uit, nu știu ce am azi. Deci, aceasta Be the Game Changer. Prețul inițial era de 62 de lei. A avut o reducere de 61% și eu am luat-o cu 24 de lei și 6 bănuți. Da, îmi cer scuze. Se pare că uit să vă zic prețurile, dar să nu credeți că e cu intenție, probabil e de la oboseală. Așa, și mergem mai departe la Golden Honey, care are un ambalaj superb. Priviți și voi cât de frumos e acest ambalaj. Adică, nu știu, mie mi se pare superb pentru că v-am spus că îmi place tot ce sclipește. Poate vi se pare chicios, însă știți și voi că gusturile nu se discută. Așa. Și să vedem exact nuanțele. Eu le-am luat, acum o să spuneți poate că sunt foarte asemănătoare, dar eu am luat aceste palete pentru că au fost super, super reduse. De altfel, nu spune neapărat că nu merită prețul inițial, deci nu vreau să spun asta, însă în momentul de față nu aș fi dat prețurile întregi pe ele, ca să zic așa, pentru că nu au fost o urgență sau o necesitate pentru mine, însă dacă le-am găsit la super reducere, vă dați seama că le-am luat pe toate cele care le-am prins, așa că da, pot fi oarecum asemănătoare, însă și această paletă are nuanțe așa pământii, însă totuși mai intense, mai închise la culoare. Conține atât farduri mate cât și sidefate. Ok, aceasta a fost Golden Honey, care la preț întreg a costat 63 de lei. Eu am luat-o cu o reducere de 53% și am dat pe ea preț final 29 de lei și 47 de bănuți. Ceea ce mi se pare un super preț pentru astfel de palete. Apoi, următoarea paletă ar fi tot din gama Obsession, Life is a Party. Și este aceasta, tot așa cu un ambalaj foarte, foarte sclipicios. Să vedem care este și ultima comandată de mine. Așa. Și să iau folia. Ok. Iar acestea sunt nuanțele. Aceasta observ că are nuanțe mai viu colorate, ca să zic așa. Îmi place foarte mult acest mov lila.
Îmi plac toate, dar în special acest mov, foarte frumos. Și aceasta conține nuanțe atât mate cât și sidefate. Superbă! Superbă! V-am spus, nu-mi pare rău nicio secundă că le-am luat, deși unele dintre ele sunt asemănătoare. Ca și nuanțe, o să mă bucur cu siguranță de fiecare în parte. Aceasta a fost Life is a Party, care la preț întreg costa 62 de lei, dar eu am luat-o cu reducere de 57% și am dat pe ea doar 26 de lei și 52 de bănuți. Da, să o bifăm și pe aceasta. Iar următorul produs este Summer Mystery Bag, volumul 1, varianta B, care spune că ar fi fost în valoare de 207 lei și 95 de bănuți. A avut o reducere de 100%, iar eu am luat-o gratis, da? Cu zero ron, pentru că a depășit comanda mea minim 140 de lei. Puteți vedea totalul de plată. A fost 172 de lei și 20 de bănuți. Am dat pe transport 13 lei, asigurarea coletului 2,50 lei și taxa pentru modalitatea de plată ramburs 4 lei. Da, deci astea au fost în plus și total a fost de 172,20 de bănuți. Acum să vedem mystery bag-ul, pentru că acesta ne interesează pe noi. Sunt foarte curioasă ce conține. Așa arată. Pare o pungă destul de consistentă. Eu știți că mă bucur foarte mult la astfel de pungi dacă conține cel puțin o paletă de farduri, indiferent că este mare, mică, dar pentru mine este cea mai câștigată mystery bag, ca să zic așa, cel mai câștigat mystery bag dacă am și o paletuță de farduri. Adică mă bucur de fiecare produs din acest mystery bag, dar sunt mai împlinită dacă conține și o paletă de farduri. Și să vedem. Ok. Așa arată interiorul. Și voi lua acest Hydramist. Este un spray pentru față și corp, pentru hidratare, reîmprospătare. Are gramaj de 150 de mililitri. Și nu știu să vă zic dacă Hydramist este firma, adică marca produsului sau numele propriu-zis al spray-ului, pentru că nu cunosc, nu am mai avut niciodată, chiar nu știu să vă dau informații despre el, dar sunt foarte curioasă să-l testez și cu siguranță voi reveni cu păreri în clipul cu produse terminate. Acesta ar fi un prim produs. Apoi un al doilea produs este această superbă pensuliță de la Lovely, pe care bineînțeles că vreau să o și deschid. Doar să și reușesc. Nu știu, este sigilată sau... Bineînțeles că este sigilată, dar eu, știți, vorba aceea Batman. Ok, v-am mai spus, este de la Lovely, este superbă, deci efectiv e superbă. Uitați-vă și voi ce culori frumoase are. Nu știu cum să o țin ca să o vedeți bine, sper că se vede bine așa. Are niște culori superbisime și ea este foarte, foarte fină la peri. Foarte, foarte frumoasă. Mă bucur foarte mult pentru ea. Am produse de la Lovely, însă nu am nicio pensulă de la ei. Însă acum o voi avea pe aceasta superbă. Apoi, un alt produs este o mască, cred, în doi pași, de la Seven Heaven. O mască pentru picioare. Aici are instrucțiunile de utilizare. Cred că este o
un fel de exfoliant, din ce văd aici, în primul pas. Și al doilea pas, cred că un fel de cremă hidratantă care se aplică după. Cred eu, nu știu, acum rămâne să citesc și să îmi dau seama. Dar se poate vedea. Aici are o cantitate de produs și aici cea de-a doua cantitate. Deci vine așa, împărțită în două. Nu știu cum se vede la voi. Dar are așa o întrerupere pe mijloc. Sunt foarte curioasă și de ea. Nu am mai încercat până acum așa ceva. Mai ales de la Seven Heaven. Apoi am aici un 3-in-1 lipstick de la Mayani. Să vedem. Cred că este genul acela ruj care se adaptează nuanței tale de buze sau ruj tip balsam, nu știu exact, însă am auzit despre produsele Mayani că sunt super bune. Din păcate nu am niciun produs de la ei. Wow! Și ambalajul este superb, absolut superb. Ok, pe spate scrie decât atât Mayani, cred că varianta este Maya și am văzut că se deschide ceva de genul, da, are inscripționat și aici Mayani, însă nu știu cât o să vedeți voi, nu știu dacă se vede, este inscripționat cu negru, ok, și este o nuanță superbă de nude. Deci este nuanța perfectă de nude. Sper că acum focusează. Superb. Nici la acesta nu-i voi face swatch pentru că, știți, eu le pozez înainte și se închide așa. Deci superb, efectiv superb. Mă bucur foarte mult și pentru el. Și un ultim produs este o minunată paletă de la Weibo. Mai am produse de la Weibo și îmi plac foarte mult. Este o paletă care am mai văzut-o la fetele de pe YouTube, că au primit-o și ele. Se deschide ceva de genul. Neutral Eyeshadow Palette. Este sigilată. O secundă. Să vedem. Are și oglindă. Voi pune așa. Iar acestea sunt nuanțele superbe și acestea. Nuanțe sidefate, nuanțe mate, superbă. Fiecare nuanță are denumire proprie. Superbă, superbă. Are și o oglindă aici. Deci este perfectă de zi cu zi și nu numai. Îmi place foarte mult că are alb și negru. Din punctul meu de vedere, orice paletă, dar orice paletă, trebuie să conțină aceste două nuanțe, alb și negru. Indiferent că este în paletă cu tonuri neutre sau foarte colorată, consider că mereu este nevoie de alb și mereu este nevoie de negru pentru a închide și a deschide culorile și nu numai. N-are rost să intru în polemici, ca să zic așa. Deci, superbă paleta, superbă. Acesta a fost Summer Mystery Bag, varianta, volumul 1, varianta B, în valoare de 207,95 de bănuți. Aștept să-mi spuneți în comentarii dacă vi se pare că Mystery Bag-ul a fost de această valoare, cum spun ei. Eu sunt foarte, foarte mulțumită de ceea ce am primit, plus de produsele comandate. Ce pot să vă zic? Vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați urmărit și de această dată. Aștept să-mi lăsați comentarii și vă aștept pe Instagram dacă vreți să mă urmăriți și pe grupurile de pe Facebook să discutăm despre toate produsele noastre preferate. V-am pupăcit și vă doresc o zi sau o seară minunată ca și voi. Pa, pa!